Transnistria nu este împotrivă ca Moldova să recunoască limba română drept limbă oficială. Despre acest lucru a declarat liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, la un post rus de radio. Potrivit lui Șefciuc, regiunea pe care o conduce nu este contra deciziei Curții Constituționale de a declara limba de stat a Republicii Moldova limba română, însă și-ar dori ca autoritățile de la Chișinău să țină cont de interesele locuitorilor din regiunea de est a Moldovei cu privire la integrarea Transnistriei la Federația Rusă. În acest context, Șefciuc solicită introducerea legislației Rusiei pe teritoriul transnistrean. Astfel, liderul de la Tiraspol a prezentat spre examinare la Consiliul Suprem proiectul de lege constituțională cu privire la modificarea Constituției Republicii Moldovenești Nistrene.